De la 1 iunie, lucrătorii din agricultură și industria alimentară primesc un salariu minim brut majorat la 3.000 de lei, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri. Și la fel ca angajații din construcții, sunt scutiți de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor la sănătate. Nici contribuția la pilonul 2 de pensii nu mai e obligatorie pentru ei. Măsura se aplică până în 2028. Nu de lipsa banilor ce lipsă fermierul, ci de forța de muncă care a migrat pe piața comunității europene. De aceea este și în declin sectorul pomicol și sectorul legumicol, pentru că acolo există muncă sezonieră manuală foarte multă, iar întreprinzătorii s-au lovit de lipsa forței de muncă. Și în alte domenii, patronii pot de azi să majoreze cu 200 de lei salariul minim. Pentru aceste sume nu se plătesc taxe. Măsura nu e însă obligatorie. E o gură de oxigen mică, dar care poate să ne ajute să ne ținem colegii aproape și angajații pe care avem. Majoritatea colegilor au fost de acord că o să pună în practică această decizie. Aproape jumătate dintre manageri au anunțat că pot majora salariul minim cu 200 de lei, arată un sondaj. Ar fi super necesar. Acum nu știu dacă se și pune în practică, având în vedere că un bax de pampers este 100 de lei. Ce să fac cu 200? A început și distribuirea voucherelor sociale pentru persoanele cu venituri mici. Tichetele se vor acorda la 2 luni pe card și vor putea fi folosite pentru achiziția de alimente. Conform calendarului stabilit de autorități, voucherele vor fi acordate în 4 tranșe. De exemplu, primele tichete în valoare de 250 de lei din tranșa 1 vor putea fi utilizate din 20 iunie. Vor fi însă și beneficiari care vor putea folosi aceste fonduri abia din 11 iulie. Ar fi foarte bine dacă aceste ajutoare s-ar acorda lunar, uitându-ne la ce trebuie să cumpere omul cu acești bani. Sunt bunuri de strictă necesitate. Peste 2,5 milioane de persoane ar urma să primească astfel de ajutoare. Ce să faci cu 250 de lei în 2 luni? Totuși e bun. Economiștii consideră că ajutoarele sunt binevenite, dar avertizează asupra problemelor bugetare. Trebuie să menții într-un fel echilibru în societate, dar plătești un echilibru mai greu fiscal și mai scump de finanțat. Ne mulțumim cu ce putem. Renunțăm unde? La investiții, la alte lucruri substanțiale care le-am putea face. Tot de la 1 iunie și norma de hrană din spitale se majorează la 22 de lei pe zi.